Doamnelor și domnilor, aș continua ceea ce a spus președintele Constantinescu, și anume că tema reconcilierii este deschisă, poate că foarte deschisă. Sigur, însă aș sublinia și eu cât m-a bucurat aflând că se revine cu Ziarul Cotidianul pe hârtie. Mă rog, m-am gândit și la industria hârtiei care între timp a dispărut și va fi ocazia să se reia măcar o fabrică sau la Letea sau la Dej sau oriunde a fost vreo fabrică de hârtie, ea se cam importă. Dar sigur, m-am gândit și la ceea ce spunea într-o celebră conferință, care e referință mondială, Ernst Renan, în 1882, când se întreba ce e o națiune, și el spunea, o națiune este o voință a cetățenilor care se verifică prin plebiscit cotidian. Deci iată ce temă teribilă vine pentru un ziar ca și Cotidianul, să vadă dacă se verifică ideile. Sigur, învățătura e simplă, orice națiune presupune istorie și istoricii ne spun asta mereu, ea presupune limbă, filologii ne spun mereu, dar trebuie spus că națiunea este mai mult și de aceea aici nu aș ezita să spun. Cultura noastră și la ora actuală este impregnată de istorie, ceea ce nu e rău, dar trebuie spus, ar trebui mai multe lecturi și încurajate lecturile în sociologie, în economie, în filozofie, pentru că, cum să zic, politica este o plonjare în viitor, ea ia decizii în funcție de viitor și cei care fac politică ar trebui să știe și aceste lucruri. Sigur, noi suntem astăzi și m-am bucurat că domnul Nistorescu a ales această temă, reconciliare. Noi suntem astăzi după cel puțin trei scindări în societatea românească. Noi le trăim acum adunate toate trei. Sigur, este scindarea datorată perioadei comuniste, când știm bine cum a ajuns la putere Partidul Comunist, care au fost mijloacele absolut inacceptabile, criminale de multe ori cu care s-a guvernat și mai departe. Sigur, această sciziune știm bine, cei care eram studenți atunci, în 68, se credea că se va depăși, ea n-a putut fi depășită până la urmă, iar amintirea persecuțiilor, amintirea crimelor anilor 50 a rămas continuu în memoria oamenilor. A doua sciziune aș numi-o sciziunea postcomunismului. Sigur, postcomunismul și la noi a încercat să aplice pe bună dreptate principii universale ale dreptului, reglementări universale ale dreptului, pentru a tria vinovățiile. Cine ce-a făcut în perioada anterioară. Sigur, aceasta a fost o măsură legitimă, ea s-a luat în toate țările. La noi s-a adăugat însă o seamă de măsuri care, sigur, au creat o altă problemă. Să o spun foarte direct, nu s-a acceptat, nu s-a asumat în România ceea ce s-a discutat. Sigur, la noi se invocă mereu Gauck, dar Gauck, atenție, are o viziune mult mai complexă decât s-a redat în România, chiar de către cei care îl aplaudă. Și sigur, eu îl aplaud și eu. Adică Gauck a făcut mereu distinția din dreptul german și dreptul european, dintre acțiuni penale ale actorilor de regimul comunist și opțiuni existențiale ale diferiților cetățeni care au trăit în acel regim. Sigur, în România această distinție s-a volatilizat, să nu zic altfel, și atunci vedem rezultatele. Rezultatele care sunt foarte sumar, dincolo de excepție de rigoare. Aproape nicio evaluare nu convinge pe cineva, cu excepțiile de rigoare, repet încă o dată. Ce evaluare a celor care au fost actorii. Doi, s-a ajuns de multe ori la executanță mărunță ai politicii și nu la figurile care au luat deciziile. Și trei, ceea ce se vede pregnant în România, din nefericire, nu s-a putut scrie nici la această oră istoria perioadei. Nu discut că nu se scrie nici istoria de după 89, dar nu s-a putut scrie și cred că din motive principiare nu se poate scrie istoria de după 45, după cum, să spunem tot așa cu tristețe, nu s-a dat nicio istorie, cum să zic, rezistentă la discuție pentru 1918 încoace. Să sperăm că legat de centenarul Unirii se va da această istorie. Și în sfârșit, a treia sciziune, să o spunem foarte direct și responsabil, aici discutăm responsabil, n-are rost să ne ascundem, este sciziunea legată de ceea ce am putea numi epoca neoliberalismului. Această epocă, sigur, a adus corectitudinea politică ca morală mai mult decât politică, și sigur, ea a cam etufat problemele reale care sunt în societate. Pe de altă parte,
vedem excrescențele ei, nu? Și eu sunt, am fost la liberali, sunt stupefiat să văd că unii liberali aplaudă încătușarea rivalilor. Noi putem discuta justiția și sigur, cel care e vinovat trebuie să plătească. Dar atenție, un liberal nicăieri pe glob, nicăieri în Europa, în orice caz, nu aplaudă punerea cătușilor, indiferent la cine. Sau, în al doilea rând, nu avem afirmația acum cu tare n-are voie să ocupe funcții publice. Aceste afirmații pot face la colocvii, dacă vrem, dar nu pot fi politică generală. Dacă e politică generală, înseamnă că este greșită. Cetățenii stabilesc la urne cine ce funcție ocupă în stat. Asta nu ca să luăm apărarea unuia sau altuia, dar aceasta este realitatea. Sau că unii vor fi rași la alegeri. Domnule, asta să vedem ce face poporul, cum votează. Nu putem la această oră să stabilim. Sigur, să spunem și aici foarte direct, România are la ora actuală indicatori, aș spune, foarte gravi. Iată, procentul de lucrători în populația țării este cel mai mic din istoria modernă. Puteți face comparațiile și veți vedea imediat. Autostrăzile, eu circul mult pe autostrăzile Europei, recunosc, ocolesc în toate direcțiile România. Ele o iau de la Seged, o iau în jos, o iau de la Debrețin, o iau în sus, nicio autostradă între România. Ori acesta este o problemă. Mai departe, să o spunem iarăși responsabil, emigrația din România este cea mai mare din istoria modernă. Niciodată n-a fost această emigrație. Noi să nu ne calmăm cu ideea că se merge pentru că suntem în Uniunea Europeană. Nu aceasta este explicația și trebuie altfel privite lucrurile. Putem da astfel de indicatori, dar nu vreau să zăbovesc mai mult aici. Aș spune foarte simplu, reconcilierea trebuie făcută, aceasta e o condiție, dacă vrem, de existența României, și eu cred că poate fi făcută cu două condiții. Una, să se asume erorile care s-au produs, nu pentru a pune pe cineva la zid, ar fi inutil, ci pentru a fi lucid și a vedea unde sunt problemele. Și doi, trebuie asumată, să o spunem direct, democratizarea mai departe a României. Noi să nu ne încălzim cu ideea că noi suntem democrați și alții nu sunt democrați. Nu, democrația liberală, să o spunem clar, în America se discută serios ca ea să fie dusă cu un pas înainte. Americanii au tradiția așa numitei democracy as a form of life. Nu? John Dewey a lansat această temă mai veche, ea revine pe scenă acum, dar, sigur, cu atât mai mult, țările celelalte care s-au inspirat democrația americană, se cuvine să ia. Dați-mi voi să comentez rapid aceste două propuneri. În legătură cu erorile, fără a recurge la alt preambul, aș spune câteva lucruri. Au fost, în fapt, 5 erori în România, în această perioadă 2019, care duc la sciziunile de astăzi și care trebuie depășite dacă vrem să ajungem la reconciliere. Prima eroare. Puțină lume știe la noi că ceea ce s-a întâmplat în 89 în Europa Centrală Săriteană a fost scris aproape literalmente într-o carte din 86 pe care puțin au citit-o, a lui Guillermo O'Donnell și Philip Schmitter. Mă rog, eu am fost întâmplător. Am studiat la Woodrow Wilson Center la Washington și atunci mi-am dat seama de ce s-a întâmplat. În 86 s-a arătat clar cum decurg pașii schimbării în Europa Răsăriteană și centrală. Oricum, acolo s-a făcut o distinție cheie. Pentru a dărâma un regim autoritar sau totalitar și a construi apoi democrația, conducătorii, cei care iau deciziile, decidenții, trebuie să fie atenți să facă schimbarea. Spus simplu, nu poți cu mijloacele de demantelare a autoritarismului să construiești o democrație. Trebuie făcută schimbarea. Ori trebuie spus și la noi, astăzi unii mai cer măsuri care țineau de demantelarea unui sistem și nu sunt încă în stare să gândească democratizarea în continuare a societății. A doua eroare se referă în mod direct la economie. Sigur, multă lume spune, domnule, aici n-a fost Klaus, n-a fost Bocroș, n-a fost Balțerovic. Eu cred că se înșală. Și România a avut și are economiști care știu despre ce e vorba, dar probabil că n-au fost folosiți. Cel puțin asta e deducția pe care o putem face. În orice caz,
revenirea la economia de viață a fost salutară, numai că mulți cred și astăzi că și statul și acțiunile statului devin obiect al pieței. Aceasta este o gravă eroare care se face, ceea ce a dus în România la slăbirea statului, la deposedarea lui de competențe și, desigur, de răspunderi pentru situația care s-a creat. Nu mai discut de faptul că și astăzi decidenții noștri nu prea știu cum se creează economia care se înfrunte era globalizării. Noi am, cu domnul Constantinescu, în echipele dânsului, noi am putut face ceea ce se numește reforma de tranziție, reforma de recuperare a proprietății private, stat de drept, libertății individuale, etc. Însă vine reforma, ar trebui să vină reforma de înfruntare a globalizării. La ora actuală, foarte puțin știu despre ce este vorba într-o astfel de chestiune. A treia eroare este confundarea justiției cu un mijloc de reglare de conturi. Nu se înțelege că dreptatea e sublimă, e un termen sublim. Justiția este în istorie sublimă. Dar din sublimul lor nu se poate deduce că justiția care funcționează nu face erori și ea face, din păcate, erori destul de grave. Sigur, și aici avem, sigur, tema câmpului tactic, tema cooperării de judecători și procurori, teme lansate oficial, din nefericire, în România. Acestea ne arată, de fapt, la ce justiție ne referim. Pe de altă parte, sigur, eu citesc cu mare plăcere ceea ce discută juriștii germani sau juriștii italieni, sigur, tema neliniștii etice în drept, în justiție, mai ales în Germania, unde este la noi? Sau tema italiană, domnilor, atenție că adevăr nu există aici decât adevăr juridic care este diferit de adevărul pur și simplu. Deci, cum să zic, juriștii aceștia au o altă perspectivă asupra justiției decât au la noi. Acum să spunem aici foarte clar, apropo de ce spune profesorul Constantinescu și legătură cu universitățile, din păcate, pregătirea juridică la noi trebuie reconsiderată în mod urgent. Numai noi credem că după 4 ani cineva devine judecător. Numai noi credem că după 4 ani cineva e procuror competent. Păi să ne uităm cum selectează judecătorii și procurorii alții. A patra eroare se referă la democrație. Sigur, aici eu aș spune foarte direct, și Stendhal și Thomas Mann a avut dreptate. Să te ferească Dumnezeu când ajung să ia deciziile cei din partea mai slabă a societății, din partea mai puțin pregătită. Din nefericire, noi am intrat în această situație, ne place sau nu ne place. Aceasta este situația de facto. Sigur, aici a apărut, aș spune, în 2010 am arătat că președinția din România este cam președinția africană. Și am luat toate criteriile din discuția constituțională din America și am arătat că la noi ce se întâmplă în 2010 la președinție este cam președinția africană. Nu reiau acum subiectul, dacă e nevoie o să le iau oricând, chiar dacă s-a supărat cel implicat, nu e nicio problemă. Dar astăzi să spunem direct, este un cancer, alt cancer al constituționalismului în România, și anume mecanismul de desemnări unipersonale. Constituția prevede dreptul, de sus până jos, ca anumite funcții să-și numească, consilieri, executanți, etc., etc. Însă la noi se înțelege că aceasta înseamnă și executare, și desemnarea, și selectarea celor care sunt în jur. Să iau un exemplu foarte intuitiv. Președintele Americii nu poate numi un secretar fără consultarea Parlamentului, unei comisii măcar a Parlamentului. La noi e un sport să fie numiți și desnumiți tot felul de funcționari, de la consilier până jos, și aceasta nu e doar la vârf, este până în josul societății. Și, sigur, legat de aceasta, aș mai spune un lucru. Sigur, noi știm că regii erau suverani. Suveranul pontif este totuși suveran, să spunem așa. La noi, din păcate, s-a înmulțit suveranitatea. Sunt multe funcții care sunt suverane încât nu iese mare lucru din ele. Să o spun și aici cât se poate de direct. Numai dacă vom ajunge să înțelegem Constituția în profunzime, vom putea ieși din această situație.
Sigur, mai adaug aici o observație. De la noi, din păcate, funcțiile, după ce se ocupă, se și împroprietăresc. Să ne uităm bine, la noi se execută funcțiile nu doar ca o însărcinare publică, ci mai ales ca o proprietate, ceea ce este foarte grav. În legătură cu democratizarea, aș sintetiza mult considerațiile mele, sigur, noi trebuie să acceptăm că și democrația liberală are o istorie și că astăzi ea e în fața unor mari schimbări. Schimbările trebuie să vină și vin și trebuie să vină pe cel puțin două direcții. În primul rând, s-a autonomizat prea mult nivelul executiv în foarte multe țări în raport cu voința populară și de aceea avem aceste mișcări antisistem care vor fi și mai vehemente dacă nu se face o corectură a funcționării democratice. Și doi, cum am spus, se aduc prin democrație la conducere oameni de mâna a doua, dacă nu cumva chiar de mâna a treia și a patra. Oricum, teoria mea, pe care am apărat-o și în texte și o apăr în continuare, este aceasta: România are nevoie nu de mai puțină democrație, cum sunt tentați unii, ci de mai multă democrație, dar sigur o democrație bine gândită. Și încheie efectiv spunând simplu. Reconcilierea națională înseamnă trei lucruri potrivit tuturor dicționarelor conceptuale. Împăcare după un conflict, înseamnă acord pentru a face ceva și înseamnă mai ales înțelegere. Înțelegere între cei care cândva au fost în conflict. Noi trebuie să gândim lucrurile din perspectiva înțelegerii, pentru că altfel să fim clar. Reconciliere ca și împăcare avem în Caragiale, cu Patos, Piața Independenței, nu? Reconciliere ca acord avem tot în Caragiale. Trădare, dar să o știm și noi. Trebuie să venim la conceptul înțelegere și aici trebuie spus. Mihail Sebastian a avut mereu dreptate. La noi democrație e cam așa. Ne certăm la tribună și apoi ne împăcăm la bufet. Este formularea lui, nu a mea. Aș încheia cu două foarte sugestive imagini, ca să nu lungez retorica. Prima este din Liviu Rebreanu, Proștii, toți ne amintim ce s-a întâmplat în Proștii, nu? Țăranul Nicolae Tabără vrea să intre și el într-un tren care venea o dată pe zi, într-o gară prăpădită, într-o gară întunecată, gară înfrigurată, vine la tren, așteaptă înfrigurat și când se intre, conductorul îi dă un pumn zdrabă și îl trimite, du-te, putregaiule, și stai nu știu unde. Sigur, Rebreanu a descris incomparabil această scenă, dar să spunem direct, dacă mergi România, nu doar mergi prin România, nu doar ca turist, din păcate mai întâlnești aceste scene. Și sigur, trebuie să ne amintim mereu de Brâncuș, mai ales că și Arnu Brâncuș. Nimeni n-a pus mai profund în cultura română politicienii români și intelectualii, ca să mă refer și de multe ori, produc camelotă, produc marfă proastă. Și o produc pentru că, spune el, nu e tenacitate, nu e efort destul și mai ales este oportunismul. Sigur, cred că trebuie să luăm în seamă aceste lucruri și, aș spune simplu, reconciliere națională va fi când diștepții, cum îi numea Brâncuși, vor fi luați sub control și când proștii nu vor mai merge umiliți acasă. Mulțumesc!